Deputații au început să examineze cele 9 cereri ale Procuraturii Generale care solicită ridicarea imunității parlamentare a deputatului Fugar Ilanșor. Ședința are loc cu ușile închise și departe de ochii presei, iar atunci când am vrut să discutăm la acest subiect cu președinta Comisiei Olesea Stamate, cei de la Serviciul de Presă ne-au spus că nu avem dreptul să stăm pe coridoare. În schimb, am reușit să aflăm că astăzi deputații nu vor reuși să examineze toate cererile care îl vizează pe Șor, așa că cel mai probabil membrii Comisiei se vor întâlni și săptămâna viitoare. Eu acum execut lucrul meu. Dați-mi voie, vă rog, eu să intru. Ședința poartă un caracter închis. Dumneavoastră, încă o dată, acum, reconfirmați că această indicație a venit din partea fracțiunii PAS. Această ședință poate să fie închisă pentru dumneavoastră, dar nu pentru mine. Eu am înțeles. Dați-mi voie, eu să intru. Domnule ofițer, dumneavoastră trebuie să protejați și pe mine. Dumneavoastră ce faceți acum? Deși a stat la ușa comisiei în jur de o oră, ofițerii SPPS nu i-au permis Mariniei Tauber accesul la ședință. Ulterior, alături de mai mulți colegi de fracțiune, deputata Partidului Șor a ieșit într-un briefing de presă pentru a lua apărarea liderului lor. Domnul Ilan Șor nu se ascunde de justiție. Dimpotrivă, a fost mereu dispus să colaboreze cu ancheta și să răspundă la toate acuzațiile care îi se aduc. Singura condiție era să-i fie anulat mandatul de arestare emis abuziv și să-i fie asigurat un proces corect și echitabil. Comisia juridică s-a întrunit la ora 11 pentru a examina cele 9 cereri de ridicare a imunității parlamentare a lui Ilan Șor, parvenite de la Procuratura Generală. Cu toate că mai mulți jurnaliști au dorit să asiste, ei au fost anunțați că discuțiile vor avea loc cu ușile închise. În sală au avut acces doar membrii comisiei, dar și avocații lui Șor. Noi am fost limitați în faptul că la demersurile Procurorului General, ele sunt total 9, au fost, la fiecare demers au fost anexate materiale în jur de 320-311 file la fiecare demers, însă comisia categoric a refuzat avocaților ca avocații să facă cunoștință cu anexele și cu demersurile. Jurnaliștilor nu le s-a permis nici să aștepte la ușă, ci doar în sala de presă. Deși am solicitat ca președinta Comisiei Olesea Stămate să iasă pentru un interviu, Serviciul de Presă al Parlamentului ne-a spus că astăzi declarații nu vor fi. Asta deoarece Comisia nu va reuși să examineze toate cererile, iar ședința urmează să fie continuată și săptămâna viitoare. Nu este clar când deputații se vor întruni pentru a continua discuțiile, dar Serviciul de Presă al Parlamentului a promis să vină cu un anunț. Procuratura Generală a solicitat ieri ridicarea imunității parlamentare a lui Ilan Șor în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală pe mai multe fapte din codul penal. Mai exact, liderul Partidului Șor este cercetat pentru escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebite de mari, dar și crearea sau conducerea unei organizații criminale. De asemenea, acesta este cercetat pentru fals în declarații, dilapidarea averii străine, abuz de putere și abuz de serviciu. Ilan Șor, care a fugit din țară în iunie 2019, a declarat că este vorba despre un show pus la cale de președinta Maia Sandu. La rândul său, președinția nu a comentat aceste afirmații. Lui Ilan Șor i-a mai fost retrasă imunitatea parlamentară în august 2019, când interimatul funcției de procuror general era asigurat tot de Dumitru Robu.